și tu ești una dintre persoanele acelea care urăsc târătoarele astea mici sau poate cele cu ace te sperie mai mult, ți-ai dorit vreodată ca toate insectele să moară din senin pur și simplu, picnicurile ar fi mult mai plăcute, la fel și grădinăritul. Ar putea deveni lumea un loc mai bun dacă toate insectele ar dispărea? Sau am suferit cu toții consecințe teribile ce nu sunt evidente la prima vedere? În acest episod vom discuta despre ce s-ar întâmpla dacă toate insectele ar dispărea de pe pământ. Dacă tu crezi că insectele există doar ca să te sperie pe tine și să-ți mănânce legumele din grădină, te înșeli. Mă rog, nu te înșeli chiar 100%. Unele dintre ele sunt de fapt menite să distrugă recolte întregi și să îți irite pielea și să-ți provoace usturini în urma înțepăturii, iar uneori sunt chiar mai rele, pot împrăștia boli precum zika și malaria. Totuși, 90% dintre insecte nu numai că sunt inofensive, dar sunt de fapt și benefice pentru omenire și planetă. Se spune că fără insecte, lumea s-ar duce de râpă. Cât de rău ar fi mai exact? Dacă am putea pune toate insectele din lume pe un taler al unei balanțe gigantice, ele ar fi de 300 de ori mai grele decât toți oamenii puși pe celălalt taler. Dacă suferi de entomofobie, probabil că vrei să mă opresc în punctul ăsta. Mai lasă-mă doar să adaug faptul că furnicile singure cântăresc mai mult decât toți oamenii puși la oaltă. Dacă planeta noastră ar avea în minus toată această greutate a insectelor, fermierii ar fi primii care s-ar bucura. Nu ar mai avea nevoie să toarne chimicale și insecticide pe culturile lor ca să salveze recoltele de dăunători. Dar acea sărbătoare nu ar dura oricum foarte mult, asta pentru că fără insecte am suferit cu toții de o înfometare în masă. Și nu, nu ne referim doar la aventurierii ăia curajoși care mănâncă greieri și lăcuste undeva în Thailanda. Poate că oamenii sunt prădători de top în vârful lanțului trofic, dar acest lanț este ținut în viață de către insectele care se află la baza lui. Ele reprezintă hrana reptilelor, păsărilor mici și a broaștelor. Dacă toate insectele ar dispărea, toate animalele care depind de ele ca și hrană ar dispărea de asemenea. Animalele care se hrănesc cu broaște și reptile ar fi următoarele care ar dispărea și tot așa mai sus pe lanțul trofic. Până la urmă, această perturbare ar ajunge până la oameni. Crezi că ai supraviețui dacă devii vegan? Greșit din nou, 80% din toate plantele de pe planetă sunt plante ce înfloresc. Ceea ce înseamnă că au nevoie de polenizare ca să se reproducă. Insectele sunt cele care fac asta să se întâmple prin faptul că transportă fizic polenul de la antera masculină la stigmatul feminin. Desigur, pot să argumentez că păsările și lilieci, uneori chiar și vântul, pot să polenizeze, dar cea mai mare proporție a acestui fenomen de polenizare este realizat de albine, viespi, molii, fluturi și muște. Fără ele este game over pentru majoritatea plantelor. În funcție de care sunt preferințele tale în privința mâncării, de la 50 până la 90% din dieta ta provine din acele plante cu flori. Nu ai mai avea pe masă niciun fruct, nicio legumă, orez sau grâu. De asemenea, asta înseamnă că nu ar fi deloc mâncare pentru găini, vaci, cei mai mulți pești de apă dulce și mai toate animalele pe care noi oamenii le mâncăm. Nu contează dacă ești vegetarian sau iubitor de carne. Dacă insectele dispar, nu ai avea nicio șansă de supraviețuire pe termen lung. Ai ajunge să mori încet încet de foame pe o planetă plină cu resturi organice. Asta pentru că insectele nu au numai misiunea de a hrăni animalele mici și a poleniza plante. Dar de asemenea ajută și la descompunerea lucrurilor moarte, de la frunze la leșuri de animale. Asta cu siguranță n-ar fi lumea în care ai vrea să trăiești. Și să fim sinceri, nu chiar toate insectele sunt dezgustătoare, nu-i așa? Alăturați-vă nouă și pentru alte episoade din Ce s-ar întâmpla dacă. Așa că nu uitați să apăsați butonul de subscribe și pe cel de like.